Hei, salut lume! În clipul ăsta o să încerc să fac un suc de legume. N-a făcut niciodată. Am făcut doar suc de fructe. Și habar n-am cum să face. Nu știu să iasă. Sunt un mare expert și în storcătoare. Am avut cam primul storcător ăsta. O să fie amuzant, fiindcă habar n-am ce gust o să aibă. O să încerc să pun fructele ăstea, legume. Eu mă gândesc la fructe mereu. O să încerc să fac un suc de castraveți cu morcovi. E clar, am pus-o. Îmi glumesc. Sper să fie cât de cât bun. Încerc să țin postul ortodox, deoarece din câte m-am prins. Deși este o religie veche și teoretică ar trebui să fie înapoiată, de fapt sunt foarte șmecheri. În sensul că dacă ții postul religios și ții cum zic ei, din punct de vedere nutrițional e foarte bine. Ceea ce nu te aștepta la o religie sau carte veche de acum 2000 de ani. Însă, da, cam au dreptate băieții. Important e că atunci când se termină postul să nu te arunci în carne, chiar să nu te arunci. Voi încerca să fac acest suc. Sper să meargă. Și da, normal. Nu merge, a fost de buton. Ah, merge! Aveam emoții, fă bune, aveam emoții. Mamă, cât suc iese! Oare trebuie să iau un alt pahar? Am emoții. Bine, e și foarte multă pulpă. Însă văd că chiar iese. Iese ceva suc. Mai bagă. Cum spuneam, sunt un expert în storcătoare și alte chestii din astea. Am stat cam vreo 10 minute să-l aleg. Am avut o metodă de alegere foarte ingenioasă. Am dat de dizavantaje, ca bar nu aveam ce cumpăr. Însă eu mi-am dorit doar o chestie, să-mi spargă și mie fructele și legumele. Și am luat-o. Deci nu mă interesează așa un produsul, ci ce este aici. Nu știu cum am imerit chiar la fix. Adică e prima oară când fac suc de legume și fructe. Nu, suc de legume. Că suc de fructe nu e bine. Să amesești fructe și legume nu e bine, dar și interacționează. Cred că... Cred că a trebuit totuși să-l opresc. Da. Voi opri. Să vă arăt și câtă pulpă s-a format. Cam multă pulpă. Asta e sucul. Arată dubios. Să eu îl voi bea. Bine, acum sincer, castravete plus morcov, cam asta e culoarea. Sunt super curios cum ce gust o să aibă. Poate că trebuia să mai diluez, da? Mielene. Pot să zic că are așa o aromă de castravete cu morcov, da. Nu e de nebăut. Însă, cred că o să încerc și altă combinație. Da, cred că o să încerc și altă combinație. Adică nu e cel mai bun suc pe care l-am băut în viața mea. Însă nici să mă trimită la rație. Voi mai încerca și alte sucuri. Sunt curios ce o să iasă. Da, pare interesant.
Nici nu. Pe stomacul gol, un suc de legume sau fructe, merge. Merge încercat. Deci, cam scoate fibrele, o parte din ele, dar îți rămân multe vitamine. Deci, bei vitamine pe pâine. În fine, cam atât am avut de spus în clipul ăsta, deci sunt super începător în chestia asta. Aia nu, deci sunt, habar n-am ce fac. Doar încerc, mă arunc cu capul înainte, hai să facem sucuri, aleg orice și încerc și văd care e mai bun. Până acum ce mi-a plăcut mai mult a fost sucul de fructe, suc de mere cu pere. Asta mi-a plăcut. Însă o să mă mai joc și cu legume. Cam atât am avut de spus în clipul ăsta. Vă doresc o zi plăcută și cât mai sănătoasă.